Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit! O nouă săptămână, iată, Golden Hour, în această frumoasă lună a iubirii, iar iubirea va fi și subiectul din seara aceasta, pe care îl voi aborda alături de invitata mea, Sanda Ionescu. Bună seara, Sanda, bine te-am regăsit! Sunt multe lucruri despre care vom discuta în această seară, pe lângă iubire și echilibrul acesta yin-yang, dar și despre evenimentul tău de pe 7 martie, care se numește Femeia Mistică, dar îl păstrăm pentru că, iată, suntem mistice, la final această surpriză cu evenimentul. Bine te-am găsit încă o dată! Bună seara, Jessie! Bine v-am regăsit și eu! Și într-adevăr, astăzi o să abordăm un subiect care mie îmi face mare plăcere și probabil că vom înțelege mai profund, pentru că vom intra în profunzimea iubirii. Vom vedea de unde vine acest sentiment de iubire pe care noi oamenii îl avem, mai pregnant decât alte ființe de pe această planetă. Că nu suntem singuri pe această planetă, vorbim de niște regnuri, da? Iar noi facem parte din regnul uman. Se spune că cel mai evoluat este regnul uman. De ce? Pentru că noi avem rațiune și sentimentele noastre sunt mai puternice. Deci să înțeleg că pornim și cu o scurtă istorie, așa că o să te las pe tine să ne introduci în acest sentiment frumos și în tainele acestuia și după aceea venim cu mai multe informații pe parcurs. Te rog, Sanda, să începi. E o discuție liberă astăzi, nu vorbim despre astre. Sanda e puțin emoționată, dar n-ai de ce, Sanda, pentru că oamenii abia așteaptă să audă ce ai tu de spus și toate informațiile pe care le-ai dobândit din ce citești, pentru că știu că tu citești foarte mult. Da, citești și să știi că vorbesc că atunci când citesc încerc să și experimentez și să-mi dau seama în planul fizic cum să manifeste ceea ce citesc, pentru că cititul, cărțile, scrisul sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu ne-l-a lăsat. Așa este modul lui de a comunica cu noi. Și atunci ne ducem tot către energia iubirii. Energia emoției, sentimentul, este de natură feminină. Da? Deci în momentul în care noi avem sentimente, emoții, atât noi, femeile, cât și bărbații, da, asta este o natură feminină. Manifestarea, da? Felul în care eu îmi manifest, pentru că noi ne manifestăm conform emoțiilor, manifestarea reprezintă energia masculină. E și se spune că atunci la început, da, energia primordială a creației universale sau, de ce nu, a universurilor, atenție, a fost iubirea. Adică energia feminină a simțit că vrea să fie întreagă și a manifestat o altă creație. Da, energia masculină. Și din echilibrul emoțional cu cel al manifestării, da, din acea iubire primordială s-a creat trinitatea. Este foarte important să înțelegem acest lucru, pentru că și noi oamenii la rândul nostru suntem co-creatori a unei vieți noi, tot din iubire. Se întâlnește el cu ea, atenție, da? Și din iubire, da, pentru că mai întâi vorbim de inimă, vorbim de iubire. Eu vorbesc de iubire aici, dar nu vorbesc de energie erotică, da? Din iubire rezultă fructul iubirii, care este un copil. Adică în momentul în care noi devenim părinți, automat noi înțelegem mai ușor această energie a co-creației. Această energie, sunt sigură că se uită foarte mult sau ne ascultă foarte mulți părinți în momentul de față. Și sunt și eu părinte, am doi copii. Și știm cu toții că în momentul în care am ținut acea ființă, da, când a venit pe lume și am văzut-o, prima interacțiune, primul sentiment pe care l-am avut atât noi ca mame, cât și tații, când l-am ținut în brațe, da, copilul, primul lucru pe care l-am simțit, și puteți să confirmați asta sau să infirmați, a fost o iubire pe care nu o puteai descrie în cuvinte.
Ăla este sentimentul co-creator, ăla este sentimentul nevoii primordiale a ființei umane și nu numai, chiar și petrele pe care le avem în casă, zis, cățelul și pisicile când sunt micuțe. Tot de iubire au nevoie, de se pare că iubirea este energia, este nevoia fundamentală a ființei umane. Din păcate, noi ne ducem aici în planul fizic spre iubirea exterioară și uităm să accesăm iubirea interioară, să ne accesăm pe noi. Așa cum scrie și pe templul lui Apollo, da? Templul din Delphi scrie așa: iubește-te, înțelege-te pe tine însăți ca să înțelegi universul și lumea. Asta spunea și Marele Maestru Iisus, da? Iubește-te pe tine însuți ca să poți să înțelegi și pe ceilalți. Adică nevoile pe care le avem noi, microcosmosul meu personal, este 90%, da? Identic cu microcosmosul tău, Jessie, apropo de chestia asta. Adică nevoia mea de a iubi este și nevoia ta. Bine, acum sunt tipologii de iubire ca și în astrologie. Iubesc să manifest, iubesc să iubesc, iubesc să am relații, iubesc să fac bani. Adică iubirea, să știi că are mai multe forme. Sunt mai multe tipuri de a iubi în viață, în manifestarea aici pe planeta Pământ, dacă totuși suntem pe planeta Pământ. Se spune în mitologie, și cred că mulți dintre voi ați citit legendele Olimpului, atunci când Zeus a spus: ok, vrem să creăm pentru bărbat, să creăm femeia. După ce s-a creat femeia, le-a spus tuturor zeilor: va trebui să-i oferiți voi câte un dar înainte de a pleca pe pământ. Și se știe că zeița Venus i-a oferit femeii, da, Pandorei, e vorba de Pandora aici, am uitat să specific, i-a oferit Pandorei cel mai frumos dar cu care să vină ea pe pământ, și anume iubirea. Dar atenție că Pandora, femeia din mitologia olimpiană, nu a primit iubirea pentru a o păstra, ci a primit iubirea pentru a o dărui bărbatului. De ce? Pentru că bărbații, și în ziua de azi vedem, da, ei ne iubesc. Adică bărbatul, în momentul în care iubește o femeie, chiar o iubește și se vede lucrul ăsta. Noi ne ducem mai repede în iubire, pentru că noi suntem pline de iubire. Dar bărbatul, în momentul în care iubește femeia, este în stare să creeze războaie pentru ea. Și știm asta din istorie, da? Paris este cel mai cunoscut, da? Care a făcut marele război pentru marea lui iubire, Elena. Și sunt foarte, foarte multe exemple, nu este singurul. Dar bărbatul nu înțelegea foarte bine această energie a iubirii. Bărbatul este vânător, atenție, da? El este mai pe energia de supraviețuire. De-aia, atenție, dragele mele, să ne aducem aminte că în vechime femeia era cea care avea grijă de templu. Atât de templul casei, căminul, da? Cât și de conectarea ei de a aduce ofrande, da, către zei. Și aici mă refer la flori, la fructe. Ea se ducea și susținea energetic relația de iubire, relația de cuplu, relația de cămin, de familie, da? Se ruga zeilor ca lui să-i fie bine la luptă, la vânătoare și așa mai departe, copiii să fie sănătoși. Este foarte important să înțelegem că noi, cele care suntem purtătoare de iubire, în momentul de față avem o datorie foarte mare față de ei, față de copiii noștri, de fiii noștri. Deci e important cum ne educăm și copiii. Și cred că am mai zis la tine în emisiuni că avem tendința noi, mamele de băieți, atunci când îi vedem că dau să plângă, le spunem: măi, dar tu ce faci? Ești bărbat, nu plânge. Ba da, acea emoție, acel plâns pe care îl manifestă un băiețel sau de ce nu un bărbat, arată că sunt sensibili, arată că și ei au în structura lor, a ființei lor, au această energie feminină pe care indica să o echilibreze. Bine, acum nu necem în exagerări, da? Și știi la ce mă refer. E un subiect care ți-a nu-ți place foarte mult. Le vorbesc de acest echilibru, de a înțelege și energia masculină, că și energia masculină are această sensibilitate.
Deci femeia pe care nu trebuie să-și o reprime, exact. sau mamele, exact cum spuneai și tu, Sanda, să nu-i lase să se exteriorizeze, tocmai pentru că așa am fost învățați. Tu ești bărbat, nu plângi. Dacă ești bărbat, trebuie să fii puternic. Dar iată că și domnul Dan Bidman, nu? Avea o melodie. Și băieții plâng câteodată. Da, și bărbații sunt oameni și au sentimente, ca și noi femeile. Nu înseamnă că un sentiment este mai pentru o femeie decât pentru un bărbat, nu? Da, așa este. Să știi că această structură yin-yang există, să știi că noi avem. Acum vorbesc de noi, că noi două suntem femei, da? Dincolo de acest plan fizic feminin care este vizibil, în structura noastră spirituală, astrală sau structura care nu este foarte vizibilă, avea așa acea parte de energie masculină, atenție, și invers. Și invers, bărbații au în structura lor fizică, da? Sunt bărbați, adică îi definim după partea fizică, dar în structura lor subtilă și au acea parte feminină. Pentru că există, apropo, în cele 7 legi ale Kybalion, legile hermetice, în cele 7 legi, una dintre ele, nu mai știu care este, cred că a 5-a lege, este legea polarității. Și atenție, orice în univers are polaritate yin-yang. Și în astrologie, de exemplu, îți dau un exemplu simplu. Marte guvernează partea masculină a planetei, a semnului Berbec și partea feminină a semnului Scorpion. Și așa mai departe cu toate celelalte semne zodiacale. Deci în orice există polaritate, da? Totul are polaritate, inclusiv planeta pe care suntem noi, cei doi poli. Unul este yin, unul este yang. La fel și la noi, partea stângă este partea feminină, partea dreaptă este partea masculină. Energia feminină, așa cum am spus și mai devreme, în structura ființei umane, a noastră, a tuturor, este partea de emoție, partea de sentiment, partea de ne place sau nu ne place, cumva este plăcerea, da? Și aici intrăm în energia venusiană, energia lunii, apropo, că cele două sunt singurele planete feminine dintr-o carte astrologică, da? Deci ele se regăsesc în interiorul nostru. Iar noi când deschidem o carte astrologică, avem cele două planete feminine, atât la femei cât și la bărbați. Deci energia aceasta feminină, da? Femeile mult timp au fost reprimate, nu au avut voie să-și o exprime prin manifestări, adică nu au avut voie la studiu, nu au avut, au avut foarte multe interdicții, o să vorbesc de eveniment despre asta, da? Iar bărbații la fel. Această energie feminină, din starea de egregor, le-a fost și lor oprită, da? Nu plânge, fi bărbat, fi puternic, ce înseamnă să iubești, dar nu te implica emoțional, da? Toate lucrurile astea au existat, atenție, în istorie. Și apropo de... Da. Vreau să ne oprim aici și să te întreb, Sanda, pentru că sunt convinsă că ai un răspuns la întrebarea mea. De ce au încercat să ne fie, să zic așa, asuprite aceste părți? Și atât nouă femeilor cât și bărbaților, pentru că sunt convinsă că există și un motiv. Da, există un motiv, dar nu știu dacă cei care ne ascultă acum înțeleg. Vă recomand să citiți cărțile lui Anton Perks. Acolo e vorba de ființa creatoare primordială care se pare că a fost înlănțuită și este în continuare, adică este cumva oprită. Și s-a întâmplat asta inclusiv cu energia feminină aici pe pământ, adică ce e sus este și jos și ce e jos este și sus. Adică înlănțuirea energiei feminine a fost oprită și aici, adică nu a avut voie să se dezvolte, femeia nu a avut voie să simte plăcerea erotică, atenție, da? Femeile erau bune doar pentru a face copii, pentru a satisface bărbatul și pentru a se ocupa de casă. N-avea voie nici măcar să citească o carte, atenție, dacă erau prinse că citeau o carte, erau arse pe rug. Să nu uităm acest lucru, e foarte important. Și cu toate astea, pentru că totuși vorbim de o stare de egregor planetară care este în noi, venim cu ea, gândiți-vă la bunicile noastre, străbunicile noastre și așa mai departe, în ADN-ul nostru. Cu toate astea, în continuare avem puterea
de a iubi bărbatul. Avem puterea de a da naștere altor bărbați, ca să înțelegeți cât de puternică este totuși această energie feminină. Și cred că mai am un răspuns pentru tine. Energia feminină fiind emoție, fiind sentiment, da, merge foarte mult pe intuiție, atenție, pe zona asta de eu simt că se întâmplă ceva, eu presim niște lucruri. Și atunci lucrurile astea au fost oprite. De ce? Pentru că dacă mă duc în istoria planetei, atenție, da? Și mă duc către Lemuria și către Atlantida, lemurienii se știe că erau foarte focusați pe inteligența intuitivă, cea emoțională. Și n-au avut rațiune, deci n-au găsit echilibru, era totul flower power, frumușel, floricele, unicorn, da? Și n-au avut raționamentul să vadă că perioada respectivă urmează să se distrugă. Același lucru s-a întâmplat și cu atlanții, da? La fel, ei au fost pe rațional și n-au avut intuiție, focusându-se pe energia rațională. La fel și Atlantida acum se află sub mări, din câte am văzut deja se descoperă lucrurile astea. E, noi acum suntem generația de umanoiți care putem să găsim acest echilibru, da, între yin-yang, apropo că vorbim de energiile yin-yang, da, între rațiune și emoție. Și un lucru foarte important, apropo de asta, că am văzut dimineața, am văzut și pe Simona Bălănescu la televizor, care vorbea despre partea de cardiologie infantilă, la copii, de fapt a embrionului. Și a spus și același lucru. Adică vedeți cum se combină spiritualitatea cu știința, sunt mână în mână și ușor, ușor începe să-și dea mâna spiritualitatea cu știința. Primul organ care se formează în burtica mamei, da, a embrionului, a fătului, este inima. Deci foarte important. Că după 7-8 săptămâni, da, dacă mămica se duce la ecograf, deja aude primele bătăi ale inimii copilului. Ce înseamnă asta? Inteligența emoțională, așa cum am vorbit și mai devreme, în creația primordială, sentimentul, emoția, inteligența emoțională este prima inteligență pe care noi, oamenii, o accesăm încă din burtica mamei. Și pe baza acestei inteligențe emoționale, atenție, dragilor, i-am spus asta și la Astroanima, pe baza acestei inteligențe emoționale se formează toate celelalte organe. Adică brațele noastre, care pot fi brațe de healing, da? Adică noi cu mâinile, de aia se spune că noi cu mâinile ne putem trata. Da? Pentru că ele au legătură cu inima. Imediat după ce se formează inima, se formează brațele. Da? Deci noi avem această putere în noi. Da? După ce s-a format inima, se formează și celelalte organe. Adică ne dăm seama că noi ne naștem de fapt cu o capacitate de genialitate în ființa umană, pe care, bineînțeles, nu ai voie aia. Nu faci aia. Nu desena. Pune mâna și scrie. Nu. Deci, pentru că avem aceste opreliști ale societății, trebuie și trebuie până la urmă că trăim pe pământ, da? Acest trebuie cumva ne oprește din a ne valida sau autovalida capacitatea noastră genială. Atenție, noi ne naștem toți cu o capacitate genială pe care pe parcurs o pierdem așa. Și dacă vă uitați așa în spate, voi, cei care ne ascultați acum, și vă gândiți la voi, cum ați fost până la vârsta de 7 ani, când nu vi s-au impus, da? Pune mâna, învață să citești, pune mâna, învață tabla mulțirii, da? Adică n-am făcut de plăcere, cu toate că unora le-a plăcut. Mie, de exemplu, mi-a plăcut la școală, da? Dar majoritatea n-am luat școala ca pe o plăcere, a luat-o ca pe o forțare. Pentru că, apropo, asta ar trebui schimbat în sistemul de învățământ. Adică să nu mai forțăm, să facem cumva să le placă copiilor să vină la școală, da? Și aici este o forțare a iubirii, adică te forțezi să iubești o materie. E momentul în care noi suntem conștienți de faptul că noi suntem totuși co-creatori, cu o capacitate
intelectuală foarte mare, precum creatorii primordiali, să știi că atunci noi învățăm ușor, ușor să ne echilibrăm. Și echilibrul, dacă stau să mă duc către astrologie, nu începe de la ceilalți, așa cum credem toți. Că am nevoie neapărat de cineva. Da, avem nevoie. Avem sau nevoie de ceva, că și asta mai aud foarte des în ultima vreme. Da. Am nevoie de ceva ca să fiu, nu știu, de bani, de habar n-am, da, de un obiect. Da. Să fiu în echilibru și să mă simt bine. Și nu. Da, putem să fim în echilibru. Și ceva, Jessie, eu merg totuși pe sistemul acela spiritual sau dogmatic în care lasă, domne, fii sărac că ești bogat cu Duhul. Nu, universul este prosper. Din nou o lecție pe care o avem toți în starea de egregor, care nu este conform cu creația. Atenție, creația este abundentă, creația este prosperă. Deci e indicat să înțelegem lucrul ăsta. Și nu contează, cum ai zis tu, probabil că avem nevoie de ceva din exterior, dar acel exterior vine către noi ca un bumerang în funcție de ceea ce găsește în interiorul nostru. Nu știu dacă am fost foarte explicită. Încerc cumva să vorbesc, să fiu explicită. Da? Adică dacă eu sunt bine cu mine, da? Dacă eu sunt împlinit cu mine, dacă eu funcționez bine și mă înțeleg pe mine, și mă studiez pe mine, interiorul meu, și mă accept așa cum sunt, atenție, cu bune și cu rele, cu siguranță voi atrage și relația bună sau mai puțin bună. Atenție, că eu mai zic, de multe ori apar în viața noastră relații de care avem nevoie. Iar relațiile de care noi avem nevoie nu sunt neapărat cu norișori și cu ciocolățele și cu trandafiri. Pot fi și mai puțin, să ne scoată din starea de confort, ca să spun așa, dar în momentul în care persoana respectivă vine și se scoate din starea de confort, să știți că este persoana care ne va așa cel mai mult în viață. Da? Asta vreau să te întreb, dacă vrei să aprofundăm puțin acest subiect. De ce vin în viața noastră astfel de persoane care, vorba ta, te calcă pe bătături, și nu înțelegi sensul, că uite, eu n-am făcut nimic să merit asta. Auzim foarte des aceste lucruri, dar totuși nu ne putem desprinde de acea persoană. Exact, da. Se întâmplă asta destul de des. Se întâmplă la vârste fragede sau de ce nu. Să știi, apropo, că iubirea în momentul de față, și mă refer la iubirea adolescentină, trăim o perioadă în care putem să retrăim iubirea adolescentină și la 50 și ceva de ani, și mă bucur pentru că mie vin la consultații doamne trecute de 50 de ani care iubesc cu patos. Bineînțeles că la vârsta respectivă iubești mult mai detașat, nu te mai gândești școlare, ce bareare, adică deja vorbim de o iubire matură, dar e o maturitate detașată, atenție. Și de ce vin astfel de persoane în viața noastră? Păi, Jessie, se spune, eu ca astrolog, noi ca astrologi, de fapt, deontologia ne cere să nu judecăm iubirea, chiar dacă este una extraconjugală, atenție. De ce? Pentru că se spune că sufletele care se întâlnesc în energia iubirii, în primul rând Dumnezeu se manifestă atât prin el cât și prin ea, și arată celor doi, uite, eu vă iubesc și vă ajut să evoluați. Deci în momentul în care el sau ea, da, se manifestă într-un fel în care nu ne convine nouă sau dă cu ego-ul nostru de toți pereții, ca să spun așa, că de fapt asta se întâmplă, da? Dă cu ego-ul nostru de toți pereții, persoana respectivă apare pur și simplu, el sau ea habar n-au chestia asta. Dar ei apar în viața noastră, da? Ca să ne ajute să devenim o variantă mai bună a ființei noastre. Bineînțeles că avem tendința, olo, ce mi-a făcut nenorocitul, ce mi-a făcut nenorocita, că dacă îl văd, că da, când îl vezi leșini, adică uiți că ți-a făcut sau ce, da? Corect, corect. Ei, ce important, dacă se întâmplă lucruri de genul acesta, încercați să priviți un pic de sus, da, lucrurile, și gândiți-vă așa. Ce învăț eu de la el?
sau de la ea? Care este lecția mea cu această ființă? Pentru că cu orice ființă ne întâlnim, de la orice ființă, tanti care face curățenie în casă, atenție, da? De la copiii noștri, de la relațiile de iubire, relația cu părinții, bune sau mai puțin bune, da? Și acolo sunt multe provocări, da? Din toate aceste relații, noi avem de învățat. E indicat să fim conștienți de lucrurile acestea și să scăpăm de energia egotică, că el trebuie să facă ca mine. Din nou, avem așteptări de la el sau de la ea. Important este să înțelegem că iubirea nu are nevoie de dovezi și să nu mai avem așteptări. Și în momentul în care nu mai avem așteptări, să vedeți că lucrurile se întâmplă pur și simplu. A, dar nu mi-a adus o floare de Valentine's Day. Dar vine Dragobete, nu mă scoate în oraș. Dar poate nu poate. Te-ai gândit? Poate își manifestă altfel iubirea. Poate își manifestă printr-un mesaj frumos sau prin faptul că stă cu tine. Dar poate nu are posibilitatea. Nu știm de ce. Că sunt multe. Multe acolo necunoscute, da? Care sau poate te provoacă. Poate testează involuntar iubirea. Pentru că, apropo că vine acum și Dragobete, a fost Valentine's Day, trebuie să înțelegem că nu doar aceste două sărbători ne dovedesc nouă iubire, ci viața de zi cu zi cu partenerul nostru de viață. Și, dragilor, vorbesc de experiență. Am o vârstă și am 20 de ani de căsătorie. Iar 20 de ani de căsătorie înseamnă că ne-am acceptat și cu bune și cu rele, ne-am înțeles unul pe altul, ne susținem unul pe altul și atenție, există iubire mult mai mult decât a fost la început, e logic, după 20 de ani, dar cel mai important, există respect. Iar am eu o vorbă, dacă te respecti pe tine, da? Automat vei primi respectul celui de lângă tine. Ce înseamnă asta? Am de mers undeva. Uite, am vorbit cu un prieten de-al meu care este, fiind este în zona spirituală, are o poziție foarte puternică în România. Nu o să zic aici că nu cred că mi se permite. Și tot timpul îl invităm la noi acasă, la un grătar. Și el vine foarte aranjat, adică la costum. Și bă, de ce nu vii tu în training? Da, într-un tricou ceva. Și a spus Sanda, în momentul în care eu m-am trezit, îmi fac ritualul de dimineață, da, igiena, mă îmbrac, mă parfumez, nu vrei să știi cum miroase, adică are un parfum de zici că au coborât îngerii pe lângă el. Se îmbracă foarte frumos și a zis, în momentul în care am ieșit din casă, îl reprezint pe Dumnezeu. Și fac oamenii care se uită la mine și care mă admiră, de fapt nu mă admiră pe mine, admiră o mică parte din Dumnezeu. Atenție! Ăsta e respectul pe care îl avem noi față de noi, să începem cu noi. Pentru că dacă noi avem respect și la modul ăsta față de noi, da, automat cei din jurul nostru ne vor respecta. Și automat și eu îi pot respecta pe cei din jurul meu. Dar dacă mă duc cu moți, nu știu, la birou, în cap, în training, în pijamale, nu știu, eu mă mai duc să duc copii în pijamale la școală, de bine, nu cobor din mașină, da? Dar nu mă prezint așa în lume, corect? Deci respectul este foarte simplu. Sau dimineața, când ne uităm în oglindă, da? Primul lucru să-l spune, sunt frumos, sunt deștept, sunt bun, sunt minunat. Și astăzi voi întâlni oameni la fel ca mine. Dar mai întâi lucrez cu mine. E foarte important. În astrologie se numește ascendent. Atenție, da? Și relația mea cu ceilalți descendent. Și momentul în care la noi, astrologii, vin la consultație nativi, da? Înțeles că cele mai multe le avem pe relațională tot. Deci clar, oamenii au nevoie de iubire. Foarte important să înțelegem asta. Și momentul în care vin, eu încep de la ascendent. Ascendentul avem de la naștere, dar pentru că trăim pe o planetă duală, ascensiunea noastră poate să fie ascensiune,
sau să fim în evoluție sau în involuție. Adică să luăm partea negativă a ascendentului sau partea pozitivă a ascendentului. Și dacă noi lucrăm frumos și cu partea bună a ascendentului, bine, nu tot timpul, atenție, suntem oameni, da? Trebuie să fim conștienți că avem dualitate în noi, da? Dar dacă lucrăm în mare parte cu partea bună a ascensiunii noastre, automat vom atrage relații foarte bune și armonioase în viața noastră. Sunt relațiile, așa cum am spus, de care avem nevoie. Și e important să înțelegem ce învăț eu. Ce învăț eu de la el? Că mi oferă flori toată ziua, normal că este o bucurie. Bucurați-vă și fiți recunoscători sau recunoscătoare, doamnelor. Uite, am ajuns eu la televiziune. Și tu știi la ce oră mă trezesc, da? Ca să ajung la televiziune. Și în graba mea mi-am uitat apa, sticla de apă acasă și în televiziune, mai ales că reflectoare și așa, ai nevoie de apă. Și zic, oh my God, ce fac, mi-am uitat apa acasă și mă gândeam, zic, există un aparat, că nici nu știam dacă există un aparat, să mă duc repede să-mi iau apă. Când am deschis portiera să-mi iau sacoșa cu haine, în ușă era o sticlă de apă. JC mi-a schimbat ziua, am fost recunoscătoare lui Dumnezeu pentru o sticlă de apă. Adică această recunoștință trebuie să o avem față de partenerii noștri, față de oamenii de lângă noi și față de noi și să zâmbim vieții pentru fiecare miracol. Pentru că, atenție, o spun, nu știu dacă la tine am spus-o, dar o spun, uitați-vă în istorie, uitați-vă ce perioadă frumoasă trăim noi acum, din punct de vedere planetar. Avem informații, avem tot ce ne trebuie. Important e ce facem cu ele. Că doar ignoranța este cea care nu ne lasă să vedem. Înainte aveai nevoie să intri în societăți secrete, înțelegeți? Îți spunea că nu mai ai nevoie. Totul este la suprafață. Inclusiv cum să mă echilibrez, da? În relația mea de iubire sau în relația mea de căsătorie. Iar mai departe aveți mare grijă că aceste paternuri, da, se vor transfera către copiii noștri, așa cum ne educăm, așa cum văd ei, că nu trebuie să vorbesc eu cu copilul, să fac aia, cu toate că mi-a învățat copiii. Vedeți că femeia, să aveți respect pentru femeie, că este arhitectul perfect al lumii. Ea este cea dătătoare de viață. Să știi că așa se comportă fiul meu cu iubita lui. Uite, chiar voiam să te întreb acest lucru, Sanda. De ce se repetă aceste pattern-uri, cum să le traduc în română, de la părinți la copii? Pentru că am văzut foarte multe cazuri în care, și nu neapărat, uite, hai să dăm un exemplu, da? Am văzut în familia mea că tata o bătea pe mama. Bun, eu îmi iau lângă mine un bărbat care e agresiv și mie îmi place. Nu la asta mă refer. Pur și simplu omul care intră în viața ta seamănă, că e bărbat, că e femeie, foarte mult cu tatăl sau cu mama ta, fără să zic că petreci 20 de ani lângă el și după aia îți dai seama, stai că ăsta era ca tata sau stai că asta era ca mama. De ce? Cum există? Cum explici acest lucru? Să știi că studiile astea le facem noi acum prin astrologie transgenerațională și există și constelații de familie. Da, să știi că se repetă anumite paternuri, dar să știi că noi le repetăm, atenție, trebuie să fim foarte atenți dacă noi le băgăm și le impregnăm în subconștientul nostru. Dacă dorim să nu avem parte și îți dau exemplu de N persoane care, de exemplu, tatăl i-a bătut mama, da? Au divorțat părinții, dar el este un exemplu de bărbat, este poartă desăvârșit cu iubitele lui, cu soția lui, că acum deja are soție și nu este efectiv deloc de acord cu agresivitatea bărbatului față de femeie. Deci contează foarte mult și cât a intrat, cât de puternici suntem. Atenție! Important este cât de puternici. Noi nu ne dăm seama. Noi avem impresia că e doar corpul ăsta fizic și că doar vedem cu ochii ăștia fizici, da? Ceea ce se întâmplă în casă. Dar noi avem puterea
de a nu merge mai departe către o energie care nu ne-a făcut nouă bine atunci când eram copii. Am mai întâlnit la fel pe cineva, uite acum că vorbesc cu tine, am asta aminte, care era, asta mi se pare foarte dură, indiferent de situație, când venea de la școală trebuia să se ducă în dormitor cu fundul în sus, se aștepte să vină taică-su să-l bată. Așa, pur și simplu. Să știi că și el am observat că a fost un pic agresiv cu copilul. Deci cumva a repetat aceleași pattern-uri, știi? Dar nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Și atenție, copiii noștri, ca să-ți răspund la întrebarea ta, de multe ori ei nu fac ce spunem noi. Ei fac ce facem noi. Și ce văd în casă, aia copiază. De asta spun, trebuie să avem mare grijă. Și mămicile, da? Pentru că cunosc mămici care se poartă foarte urât cu domnii, cu soții. Și mămicile fac greșeala asta de a se purta urât cu soții, dar și invers. Și bărbați care se poartă urât cu soțiile. Deci trebuie să avem noi puțină grijă cum ne comportăm. Acum, și ceva, trebuie să fim și autentici în casă, că aici depinde și de noi, de fiecare, cum suntem. Adică mai este sistemul ăla, nu te certa de față cu copilul. Da, e bine să ne certăm de față cu copilul, dar și dacă ne certăm separat, adică să nu afle copilul, copiii să știi că simt. Copiii da. Simt. Și copiii trebuie, în momentul că îi vedem, da, că sunt supărați sau așa, să le spunem, uite, mami cu tati au avut o problemă, dar pentru că noi suntem suficient de maturi, nu ne vom despărți, pentru că de despărțit se desparte aia de 14-15 ani, da, mami, nu mi-ai dat ciocolată, pa, nu mai vorbesc cu tine, da, să nu mi-ai cumpărat înghețată. Noi suntem suficient de maturi, da, să trecem peste anumite provocări ale vieții, ale familiei și să găsim rezolvarea problemelor. Mami cu tati nu se despart, nu te îngrijora, pentru că copiii au teama asta, au frica de abandon. Dar ți-am spus, ca să poți să integrezi corect relația și să atragă atenție, să atragem relații frumoase în viața noastră, noi trebuie să fim frumoși. Și nu mă refer la frumusețea fizică, mă refer la autenticitatea sufletului. Pentru că noi purtăm tot timpul, toți, niște măști, vrem să părem drăguți, simpatici, stilul american, da? Te concediezi cu zâmbetul pe buze, da? Deci să scăpăm de aceste măști, să fim noi conștienți de noi, așa cum suntem, și să lucrăm acolo. În momentul în care vedem că acolo suntem mai calmi, mai liniștiți, atunci să vezi cât de frumos vor veni aceste relații de iubire, cât de frumos vom integra. Pentru că, atenție, cea mai mare, am zis, purtătoarea de iubire este femeia. Și cea mai mare importanță în momentul de față, planetar, da? Pentru că suntem în saltul galactic totuși, cea mai mare importanță are femeia. De ce? Pentru că femeia în structura energetică, și acum mă duc puțin către geometrie sacră, dar o să vă explic, nu vă las așa cu cuvinte în altă limbă. În structura ființei feminine există o predominantă, dodecaedru și icosaedru. Ceea ce înseamnă dodecaedru este hexagon, da? Adică creația, da? Și știm asta din stupii de albină. Deci mama, regina mamă este femeia, sfântul graal pe care îl căutăm, atenție, e atât aproape de noi, este femeia. Femeia, ce înseamnă acest dodecaedru? Că în structura femeii există natural legătura ei cu spiritul, cu energia spirituală. Și vezi tu, și la noi în astrologie, îți spun sincer, 98% sunt femei, doar 2% sunt bărbați. Și în spiritualitate, m-am întâlnit cu un maestru Feng Shui, care în fine face și diferite terapii, și l-am întrebat câți bărbați vin la terapiile pe care le susține și mi-a zis, păi, cred că sunt singurul bărbat. Deci femeile, vedeți că ele au această dorință, această chemare
către spirit din cele mai vechi timpuri, am zis și mai devreme, ele mergeau și duceau ofrande către zeități. Ele sunt cele care protejează. Uitați-vă la grădinițe și la școli, la școlile primare. Ce vedem? Doamna educatoare sau miss, da? Cum ziceau ei mei, învățătoare. Da? De-abia din clasa 5-a sau din liceu mai vedem și un domn profesor. Deci femeia este cea care se ocupă de protecție. Ea este cea care se ocupă de iubire. Și ca să putem să fim noi integrate, e bine să fim în iubire. Și cred că m-aș duce un pic către această iubire necondiționată, dacă îmi permiți. Da? Da. Că tot se vorbește în ultima vreme de iubire necondiționată, iubire necondiționată. Voi potoliți-vă. Și se mai vorbește despre ceva despre care vreau și eu să discutăm, despre sufletul pereche. Deci asta m-a omorât. Super, bravo! Despre ce vrei să vorbim mai? Despre iubirea necondiționată. Am două, nu contează. Iubirea necondiționată. Hai să vorbim despre iubirea necondiționată. Dragilor, Dumnezeu, Creatorul, Divinitatea, Allah, nu știu cum vreți voi numiți-l, pe cer, care ne-a creat, care a creat acest univers. El nu face diferența între mine, că nu știu, sunt eu cu, nu știu, că port ochelari sau Jessie care nu poartă ochelari. O iubesc pe Sandra că are o problemă, poartă ochelari, și pe Jessie nu o iubesc că ea nu are nevoie de mine. Nu. Dumnezeu ne iubește pe toți, indiferent de cum suntem. Buni, răi, frumoși, mai puțin frumoși, deștepți, mai puțin deștepți, da? Deci asta este iubirea necondiționată. Și te întreb pe tine, Jessie, cine te iubește pe tine, indiferent de oricât de multe probleme îi faci? Mama. Exact. Și tatăl tău, bineînțeles, da? Bineînțeles, da. Da? Deci aici o să mă duc un pic către astrologie ca să înțeleagă lumea ce înseamnă iubirea condiționată și iubirea necondiționată, dacă îmi permiți. Pentru că în astrologie am înțeles-o cel mai bine. De singurele ființe de pe pământ care efectiv iubesc precum Dumnezeu, pentru că devin co-creator după chipul și asemănarea lor, exact cum scrie în Biblie, că uitați-vă la copiii voștri, da? Sunt după chipul și asemănarea voastră. De singurii care iubesc necondiționat sunt părinții. Indiferent, copilul meu a nota 2, copilul meu a nota 10, nu contează, e copilul meu. Copilul meu, nu știu, a făcut o mare prostie, chiar, nu știu, a fost, să zicem, Doamne ferește, a omorât pe cineva, Doamne ferește, da? Noi tot ne iubim copii. Aia este singura iubire necondiționată. Am avut acest subiect în casă cu fiii mei și cu Florin. Și să-l vezi pe fiul meu de 18 ani, cât de frumos explică el această nebunie, că voi să iubim necondiționat, potoliți-vă. Singurele ființe pe care le iubim necondiționat sunt părinții noștri, da? Sunt copiii noștri și dacă depășim mulți ani, este cel de lângă noi. Dacă depășim mulți ani, adică peste 10 ani să fii într-o relație, să poți să știi că el s-a dus, te-a înșelat și tu să treci peste. Atunci da, asta nu înseamnă că trebuie să învețe să facă chestia asta, da? Atunci tu ai trecut de acel ego, băi, m-a înșelat pe mine, că de mine e vorba, da? Trecem peste acel ego și zic, bă, îl iubesc, a greșit, ce-o fi fost în mintea lui nu știu, dar îl iubesc și îl țin lângă mine. E, în astrologie, această iubire este reprezentată de Neptun, care este octava superioară a lui Venus, adică energia, atenție, energia elevată feminină. Deci vedeți că și în astrologie cumva este o sincronicitate care ne dovedește iubirea este parte feminină. Da? Deci doar în cazul acesta noi iubim condiționat, dar în rest mă duc către Venus. Venus ce înseamnă? Plăcere. Te iubesc pentru că. Jessie, iubitul tău, eu știu pe iubitul tău, te iubește de ce? Păi ești frumoasă în primul rând. Ești deșteaptă, da? Pe mine la fel, Florina, acum 20 de ani, da? Păi nu m-a luat că, da? M-a luat pentru că. Și așa și noi, doamnelor. Nu mergem cu Cutărescu, mergem cu Cutărescu pentru că noi
avem, ne-am autovalidat. Pentru că eu mai am o vorbă. Zboară, stai printre vulturi ca să înveți să zbori, nu printre găini să codăcești. Și aici intervine planeta Venus. Te iubesc pentru că, condiționat, atenție, mă duc să fac facultatea respectivă pentru că îmi place. Nu îmi place, mă retrag. Fac astrologie pentru că îmi place. Mănânc o prăjitură cu ciocolată pentru că îmi place ciocolata. Nu mănânc pe aia cu frișcă pentru că nu îmi place. Și așa mai departe. Exemplele sunt foarte multe. Apropo de iubirea condiționată și necondiționată, nu am ajuns la nivelul noi, în momentul de față, da? Să accept și tu, prietena mea, da? Jessica, noi suntem prietene. Dacă mă super cu ceva grav, bineînțeles, da? Vii să-mi dai o palmă, păi nu te iubesc condiționat. Îmi pare foarte rău, necondiționat, îmi cer scuze, da? N-am cum, am dreptate? Ai dreptate, dar vreau să te întreb, pentru că nu mai avem foarte mult timp, despre acest suflet pereche, dacă există acest concept și în astrologie sau dacă e doar așa o invenție de-a noastră, de-a oamenilor. Știi ce este? Nu este o invenție, este o dorință, este o sete de iubire pe care o au cei care nu se simt ei că sunt întregi. Sufletul pereche nu există unul singur, sunt mai multe. Sunt sufletele cu care noi ne-am promis călătoria în această viață. În primul rând, primele suflete pereche sunt părinții noștri, mama și tatăl, da? După care sunt iubiții care apar în viața noastră, sunt suflete pereche, sunt copiii noștri. Eu, de exemplu, cel mai puternic l-am simțit pe fiul meu cel mic, ca și suflet pereche. Iar ceea ce vorbim noi acolo, vorbim de suflete gemene, atenție, ceea ce vor toți. Există aceste suflete gemene, dar deja o să intru în structura geometriei sacru și o să intru pe zona arcului sefirotic, cabala. E vorba de monade aici. Se spune că atunci când coborâm pe pământ, coborâm în monade de câte 6. 3 în energie feminină, 3 în energie masculină. Deci sunt 3 perechi, da? Sunt 6 suflete în yang, 3 perechi. Fiecare se duce cât de departe poate unul față de celălalt, da? Ele nu se întâlnesc, pentru că dacă se întâlnesc este cu bubuială. Ele se întâlnesc și acum deja există această dorință de integrare, atenție, e foarte interesant. De-aia se vorbește despre asta. Este acea dorință de integrare cu sufletul meu geamă, de fapt. Dar eu trebuie să fiu pregătită, Sanda, în energie feminină, da? Să mă întâlnesc, dar trebuie să fiu pregătită, înseamnă să fiu foarte elevată, să fiu conștientă de mine în planul fizic, de mine în planurile subtile, da? Și sufletul geamă în celălalt trebuie să fie suficient de evoluat ca noi să ne putem întâlni și să ne putem echilibra. Pentru asta vă recomand să citiți Drumvalul Melchizedec și să studiați, dacă aveți timp, sau să faceți școli, cabala, așa am început astrologia, am făcut cabala. Acolo o să se vorbește foarte clar despre monade și despre aceste suflete. Și apropo, San Rachel, v-am mai recomandat San Rachel, Integrarea sufletelor. Aia este cea mai bună carte în care înțelegi diferența dintre sufletele gemene și sufletele pereche. Suflete pereche, da, sunt lângă voi. Sunt părinții voștri, sunt copiii voștri, sunt iubiții voștri, sunt soții voștri. Sufletul geamăn va veni atunci când vom fi pregătiți, dacă vom fi pregătiți, atenție, că nu e imperios necesar să vină. Adică într-o viață se poate să nici nu vină. Da, normal, adică oricum acum noi suntem într-o perioadă, ți-am zis, să traversăm saltul galactic până în 2030 și e posibil, dorința este din ce în ce mai puternică acum de integrare, de a ne găsi, de a ne conecta, de a fi întregi, cu toate că noi suntem de fapt întregi, da? Și de-aia se tot vorbește despre aceste suflete pereche. Dar nu ne mai căutați, că ele sunt lângă voi. Sufletele pereche sunt lângă noi. Voi vă doriți integrarea, dar ca să ne dorim integrarea cu un suflet cu care putem să experimentăm, suflet pereche, nu geamăn, trebuie mai întâi să ne simțim noi întregi, așa cum suntem, cu bune și cu rele. E important să începem de la noi, ca să vină el sau ea.
Santa, mai avem 2 minute și vreau să vorbim despre evenimentul tău pe care l-am și adăugat acum în partea de online pentru cei care ne pot vedea. Femeia mistică pe 7 martie va avea loc. Te rog pe tine să ne spui mai multe despre acest eveniment. Da, este un eveniment cerut de domnițe, să știi că altfel nu-l făceam pentru că nu am timp anul ăsta și l-am organizat împreună cu Barbara Băcăoanu, care are școala de științe spirituale. Apropo, dacă vreți să faceți astrologie cu documente, ea are singura școală atestată în momentul de față. Barbara o să vorbească despre feminitatea din punct de vedere al numerologiei, pentru că suntem într-o perioadă care și din punct de vedere numerologic, atenție, femeia are o mare importanță pentru planetă, pentru momentele pe care le traversăm acum. Și apropo de ce m-ai întrebat de starea de egregor pe care o purtăm în noi, femeile, din vechile timpuri, marele astrolog Dima Gabriela Minerva, așa cum o știm noi toți, pe care o iubesc foarte tare, o să vorbească despre moștenirile pe care noi le avem în sistemul nostru subtil, în starea noastră de egregor, moștenite de la bunii, străbunii și așa mai departe. Deci va vorbi despre căutarea în arborele nostru genealogic. Iar eu am să vorbesc despre femeia de ieri, femeia de azi, despre tot ceea ce, despre înlănțuirea de care a beneficiat, între ghilimele, energia feminină și posibilitățile pe care le avem noi în ziua de astăzi de a duce mai departe energia primordială a creației, a manifestării și a vieții. Și ca să încheiem așa într-un termen frumos, aici este vorba despre iubire. Noi suntem purtătoarele de iubire și în inimă și în pântec. Santa, îți mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru toate informațiile. Mie mi-a plăcut foarte mult că am vorbit și despre altceva în afară de zodii și astrologie, da? Și vreau să ne întâlnim mai des în formula asta și să abordăm astfel de subiecte. Îți mulțumim încă o dată și 7 martie. Martie, da, vă așteptăm pe 7 martie. Vreau să spun ceva că a fost sold out. Am suplimentat locurile, m-a sunat Barbara și mi-a zis că mai sunt doar 7. Probabil o să mai suplimentăm cu încă 10 locuri. Așa că până pe 7 martie intrați pe școala de științe spirituale.ro și acolo vă achiziționați bilet. Va avea loc o prezentare de modă, scuze, m-am uitat să zic Atmosphere Fashion. Este Violeta Pana, cea care mă îmbracă pe mine și va fi o prezentare de modă specială de 1 martie. Iar Iulia Iordache de la Metamorfoz ne va da nouă tuturor cadouri. Dacă nu vii, să știi că ți-o opresc eu, știi că de fiecare dată ți-o opresc. Cadouri mărțișoare cu rubine și perle. O să vorbească și un pic despre ceea ce reprezintă energia rubinului pentru feminitate și perla, care știm foarte bine că perla este o piatră a feminității. Deci evenimentul și vom mânca acolo împreună. Ne-am mai făcut în decembrie și starea de egregor a fost foarte frumoasă, tocmai de asta ne-a rugat fetele, haideți mai faceți întâlnirile astea că tare bine ne simțim împreună. O să fie o stare de egregor frumoasă, abia aștept să mă întâlnesc cu colegele mele, cu prietenele mele și vă așteptăm și pe voi, cei care ne auziți, ne ascultați pe 7 martie la Lido, Brasserie, Barogaș, ceva de genul ăsta, cred că scrie acolo, da. Eu am rezervat, dar eu știu doar unde, eu știu doar că vreau să mă simt bine cu voi și că avem niște conferințe foarte frumoase. Santa, îți mulțumim frumos și cu siguranță că oamenii și în special femeile o să vină, te îmbrățișăm și să ne vedem cu bine. Dragi ascultători, a fost alături de noi Santa Ionescu și vă îmbrățișez, vă doresc o seară fantastică și ne revedem mâine tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie.